În 8 septembrie, Tribunalul București a decis să acorde conducerea PNCCD lui Victor Ciorbea. Aurelian Pavelescu, care încă deține ștampila partidului, a atacat hotărârea magistraților. După 3 ani de lupte politice între cele două grupări, care ambele se vor țărăniste, procesele continuă. Ar fi bine ca domnul Pavelescu să se astâmpere, ar fi bine să-și vadă poziția proprie, care nu îl recomandă pentru această înaltă funcție de președinte al PNCCD. Se gândească că nu-i stă bine în scaunul în care a stat un Iuliu Maniu, un Corneliu Coposu, Ion Diaconescu. Membrii PNCC de Timiș se pregătesc de alegerile locale de anul viitor. Primăria este țintită de Gheorghe Ciuhandu, iar la șefia CJT va candida Viorel Sasca, dacă partidul o va cere. În ceea ce privește alegerile parlamentare, politicienii așteaptă verdictul Curții de Apel București. Dacă situația nu se clarifică până la finalul lui 2012, niciun membru PNCCD nu va putea candida pentru un loc în Senat sau Camera Deputaților.